Bună ziua, dragii mele prieteni, sunt Zidana Ozacuna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt un truc, un suc, o limonadă foarte bună, care te ajută să slăbești, dar nu numai să oprești aici. Deci această limonadă sau acest ceai îți scoate toate toxinele din organism, toată bacteria, toate virusurile, deci îți întărește imunitatea, dar și curăță colonul iritabil, dar slăbești foarte bine. Eu cu această limonadă pot slăbesc 2 kg pe săptămână, dar trebuie să ții de ea. Este o limonadă foarte gustoasă, este dulcie, este plăcută, este o limonadă, un ceai, scorțișoară, lămâie, mușețel, imbir, gutui, dacă nu aveți în timpul ăsta, nu puneți, frunze de dafină, cimbru și in. Dar eu pun aici în loc de miere, fiindcă se face cu miere, dar eu nu iubesc mierea. Eu voi pune o linguriță de polen. Știți că polenul este foarte bun și întinerește chiar și pielea. Așa, deci această limonadă este curăț sângele, curăț ficatul, liniștește somnul, să știți că frunza de dafin liniștește foarte bine somnul pentru persoanele care au insomnie sau care nu pot dormi bine, adică să gândesc la familie, la copii și nu pot dormi. Să știți că frunza de dafin este foarte bună. Așa, ajută la dureri de cap, la migrenă sau la alte dureri de cap, deci face pielea mai tânără, mai frumoasă și îți liniștește durerile de mușchi. Este o limonadă foarte ușoară să faci, deci eu întotdeauna fac un litru jumate pe zi, mă țin de ea o lună de zile, apoi fac alta cu semințe de chie sau cu semințe de in sau cu alte semințe ca semințele de dovleac. Cum fac eu această minunată limonadă? Să știți că această minunată limonadă îți scade din kilogramele tale. Vei vedea tu singurii că îți scade burta, în primul rând, burta, dar scoate toate toxinele din organism. Eu am pus într-o sticlă o frunză de dafină, o rămurică de cimbru, numai decât, fiindcă cimbru curăță toate infecțiile din organism. Cimbru, pe vremuri, prin epoca de apoi, se consideră că el tămăduia ciuma și tiful. Deci să știți că cimbru este foarte bun, ceaiul de cimbru ajută și la curățirea ficatului, sânge, dureri de cap, o rămurică de cimbru. Numai decât el se găsește în magazine, el se găsește foarte ușor, nu este greu. Sau îl crești tu vara în grădina ta frumoasă, unde cresc florile, și îl folosești toată iarna. Eu am aici 2 linguri de mușețel, de floare de mușețel. Mușețelul la fel eu îl strâng vara, în luna lui iunie, sau dacă sunt psihotare, mușețelul este în toate imașurile, în toate dealurile și eu îl strâng. Și apoi îl usuc. 2 linguri de mușețel. Eu am aici un condiment foarte important. Scorțișoară, foarte. Știți că de la scorțișoară slăbești, dar ei este foarte bun, chiar și ceaiul de scorțișoară simplu, să știți că de la el slăbiți. Știți care este scorțișoara? Ea este dulce, nu are nevoie să pun zahăr aici, că eu nu pun zahăr, eu nu folosesc zahăr deja de vreo 8 ani undeva, dar nici miere, fiindcă nu-mi place miere, dar folosesc bunătatea mea de polen. Știți că eu atât de tare iubesc această bunătate de polen. Polenul el este ieftin, nu este scump, dar polenul tămăduiește multe boli, chiar și durerile mari, arsuri de stomac. Eu pun aici o linguriță de polen. Eu vă arăt că eu o linguriță de polen pot să o servesc așa. Este foarte bună. Eu am aici 2-3 filioare de imbir. O, imbir se mai numește. Este foarte important că imbirul slăbește burta noastră, dar întărește imunitatea. Dar trece boala din gât, de urechi. Știți că este foarte bună. Așa, am aici 2 filioare de gutui. Eu gutuia
Mă iubesc foarte mult, chiar și frunzele de gutui. Fac diferite măști și căderea părul, dar el nu se găsește tot anul. Dar se găsește. Deci, acum este luna lui Marti, eu gutui o am din decembrie și nu s-a stricat, este bună. Dar dacă nu aveți, nu puneți. Am aici o linguriță de semințe de in. Să știți că semințele de in, eu am aici semințe de in albi sau mai deschis sau mai maro, dar și am cu mac. Semințele de in au mai mult omega 3 ca peștele, să știți. Am o linguriță. Așa, dau mai aproape ca să vedeți. Și am aici o bunătate de un fruct, sau să-i zic legumă, sau să-i zic fructul sănătății de lămâie. Două filioare de lămâie. Așa, numai decât. O bag aici toată. Așa, cum am spus, că persoanele care iubesc să cu miere, adaugă miere, dar eu nu iubesc miere. Dacă sincer, eu nu consum miere. Pot să o consum într-un biscuit sau într-un pâine dulce sau alte pateuri, dar mierea eu nu o consum. Și peste el torn apă fierbinte, fierbinte. Așa, deci eu am adus apa mea fierbinte și torn peste ea. Să știți că această limonadă este foarte bună. Nemaipomenit de bună, cât scoate burtica ta, grăsimea de pe burtică. Este perfectă. Multă lume poate spui mintă rece, mintă proaspăt. Poate spui, dar eu n-am pus mintă proaspăt. Lăsăm așa măcar 20 de minute, apoi această minunată. Se zic un detox, se zic un curățirea corpului, se zic curăță bacteriile, virusul din organismul tău. Este o limonadă foarte gustoasă, o servești o zi. Dar dacă vrei să slăbești câteva kilograme, deci o consum în fiecare zi. Este foarte bună. Dacă doriți, în afară de frunză de dafin, puteți consumați fructele ca lămâie și ca gutuia, că este bună. Dar să știți că este perfectă, minunată. Această minunată limonadă curăță sângele nostru, ajută la ficat, că sunt plante naturale. De exemplu, semințele de in sunt nemaipomenite pentru colon, să știți, sau uleiul de in. Deci eu vă doresc sănătate, o las să răcească, ori o serviți rece sau călduță și vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine. Așa, deci peste 20 de minute deja s-a răcit și eu servesc limonada mea. Uitați-vă ce frumos arată, perfect, scorțișoarea îi dă un gust nemaipomenit de bun, îi dulciu și lămâia și gutuia și este perfect. Să știți, această limonadă are totul natural, 100%, nu are niciun chimicat, n-ai cum să ai alergii de la acest minunat, numai că doar să ai alergii de la polen. Eu nu am și eu îl iubesc, îl mănânc crud foarte mult. Îți doresc sănătate, îți doresc să fii slabă, frumoasă, să scapi și tu de burtic, scoți toate toxinele din organismul tău sau bacteriile sau virus. Nu este greu de făcut, dar este un sfat nemaipomenit că multă lume nu-l știe. Vă doresc sănătate, vă iubesc, prietena voastră, Zidana.